Da. Sincer vă spun, e bine, am luat un punct, dar puteam să luăm foarte ușor cele trei puncte. Cred că meritam victoria în această seară. Am avut foarte multe ocazii, dar din păcate băieții n-au fost inspirați în fața porții. Asta a lipsit luciditatea din ultimii 16 metri? Da, că a fost 3-4 ocazii bune de a marca, chiar și pe final, în minutul 91. Dar asta e, pune un punct de moral, îmi pare rău. Aveau nevoie de această victorie, dar din păcate se amână. Ai fost foarte supărat după meciul de la Petrolul. Iată, de data aceasta v-a ajutat VAR-ul cumva. V-a anulat golul celor de la Rapid. Da, anulat pe... A fost hands la atacantul celor de la Rapid, normal. Dar și eu când am văzut gol am zis că nu se poate așa ceva. Să fim chiar așa de ghinioniți să luăm în minut 88 gol. Mulți nervi, cartonaș galben, mai poți? Da, nu, sincer mi-a dat cam ușor cartonașul galben. Nu știu, nu i-am reproșat, poate o fază. Chiar n-am înțeles cartonașul galben. A venit direct, mi-a dat, a fost decizia lui. Nu o comentez. Se termină perioada de 30 de zile. Ce urmează pentru tine, pentru voi? Toată lumea așteaptă, e cu ochii pe FC Botoșani. Pentru mine nu urmează nimic. Eu mai am un an jumătate contract cu FC Botoșani. Antrenor secund, în continuare, rămân lângă băieți. Vedem, o să vorbim cu domnul Valeriu și ce decizie ia dumnealui. Dar ați vorbit înainte de acest meci? Știi ceva? Discuții sunt, dar o să vă le spune domnul Valeriu. Mulțumim. Mulțumesc și eu.